la 402. Numai cu invitație. Gata, gata, a plecat. O să fie super. Repede, înainte să apară cineva. Ambele cabine sunt blocate, sistemul e pornit. O să fie bestial. Bun, un profesor a mențit-o să intre, se așează și și-a luat-o. Hei, cocoană, nu vezi că lucrez aici jos? Ce vrei să-mi faci? Hei, cocoană, nu vezi că lucrez aici jos? Ce vrei să-mi faci? Îmi place tipul de la WC-uri. E timpul. Domnișoara Graves, aveți o secundă? Miroase urât. Domnișoara Graves, după cum știți, fiica mea Melanie a fost luată din clasa dumneavoastră și dusă la cea mai inteligentă clasă. Ah, da, îmi amintesc ziua în care a plecat. Ei, se pare că Melanie nu se dezvoltă acolo. Nu cum trebuie. Am fost dat afară. Vorbesc eu, da? Problema e că e prea inteligentă. S-a plictisit. Așa că am adus-o din nou în clasa dumneavoastră. Știți că mă crede plictisitoare. Nu avem încotro. E, oricât de mult mi-ar plăcea să am o fetiță atât de dulce cum e Melanie în clasa mea, cred că există o regulă sau o lege dată de nu știu cine, unde scrie că nu trebuie să avem mai mult de 16 elevi într-o clasă. Du-te, Melanie! Toți prietenii tăi te așteaptă. Yeah, nu-mi place aici. Ia dumneavoastră. Când am auzit vocea aia, am ieșit imediat din baie. Când a spus hei cu coană, am sărit 2 metri în sus. Am crezut că era cineva acolo jos. Dacă pun mâna pe cel care a făcut gluma asta, va fi vai de el. Și eu? Dar n-o să aflăm niciodată cine a fost. Ei, poate că o să aflăm. Copiii sunt de obicei atât de mândri de ceea ce au făcut, încât se vor lăuda. Din toaleta, profilor, super tare! He, mersi! Și cine vrea să vină cu mine după școală? O să cumpăr celălalt tip pentru toaletă. Cel care spune, hei, omule, îmi iei lumina! Hei, Gloria, spune-mi, ce mai e pe la școală? Oh, wow, s-a întâmplat o groază de lucruri de când ai plecat. O mai știi pe Jackie? Și-a rupt piciorul. Și pe Judy? Câinele i-a fugit de acasă de ziua ei. Am pierdut toată distracția. Ce? Îți place la noua ta școală? Numai fraieri. Zău? Exact, dar mă cunoști, întotdeauna încerc să fiu prietenoasă. Melanie, dragă! Ignor-o, poate o să plece. Ce ai spune să vă fac ție și Glorie o gustare? Oh, văd că deja ți-ai făcut singură. Asta era pentru cine? Ți-am spus că era pentru cine? Uită! Și folosești fasele bune! Nu ești în toate mințile! N-am vrut să te supăr. Poate că ar fi mai ușor dacă m-aș întoarce la tata. Poftim, mai ia o felie din asta. Și ce dacă o termini? O să mai fac. Vrei și cartofii aia copți? Nicio problemă. Hei, Chase, ce ai zice ca la prânz să ne furișăm jos? Nu vreau să mai aud. Gata cu glumele. Domnișoara Graves a sunat-o pe mama, iar apoi a trebuit să aud 12 ore cu mama îmi spunea că glumele proaste n-au niciun haz. Da, și părinții mei au înnebunit. Urlă, țipă, urlă. Dar am mâncat lasagna seara, așa că a fost în regulă. Cred că trebuie să ne cumințim. Am deschis magazinul. Habar n-are cu cine se pune. Melanie, tema la matematică? N-am făcut-o. Pot să întreb de ce? Nu e vina mea. Bateria din calculator s-a consumat. Și de ce nu ți-ai cumpărat niște baterii noi? Am rugat-o pe mama să meargă cu mine, dar era prea ocupată să vorbească la telefon. E prea leneșă ca să iasă din casă. Cred că niciodată nu te-ai obosit să-mi vorbești atât de mult până acum. Da.
cum i-ai putut spune domnișoarei Graves că am vorbit într-una la telefon? Am sunat la doctor să aflu rezultatele analizelor de sânge. Nu te simți bine? Asta înseamnă că poți să mă întorc la tata? Nu! Asta înseamnă că ești pedepsită! O să fii atât de pedepsită încât cei de la școală vor trebui să sape adânc până să te găsească. Bine, bine, mă dor urechile. De acum înainte ai terminat cu gura asta mare. Iar de mâine vii direct acasă după școală. Fără televizor, fără telefon, fără gustări. De acum înainte nu te mai duci nicăieri. Nu o să te mai distrez deloc. Clar? Nici o distracție. Oh, dacă nu m-am distrat eu? E ca la închisoare aici. Nu e corect, deloc. Te înțeleg. Ah, s-a întors. Exact, treci și învață. Mâine o să-ți faci temele în camera ta. Vin cei de la dezinsecție. Nu știu de ce, dar avem foarte multe furnici lângă canapea. Oh, apropo, s-ar putea să ajung mai târziu acasă de la școală. Eu o să fac meditații la mate. Știi ce profesoară de lăsătoare este domnișoara Graves? O să ajung pe la cină. Mă bucur să văd că în sfârșit e în serios școala. Așa trebuie. Da. De fapt, mă gândesc să o iau în serios 3 nopți săptămâna asta și poate și vineri. Sunt atât de mândră de tine, dragă. Mersi. Tu crezi că mă prostești? Meditații, aiurea, astea sunt genul glumelor proaste pe care le faci la școală. Nu e de mirare că nu ți-ai făcut prieteni. Cum vrei să devii cea mai populară fată din clasă? Ți s-a dublat pedeapsa. Nu mai ai voie? O să găsesc eu ceva să-ți interzic. Tu și caprele tale. Ce capre? Alea sunt rudele mele din Lituania. Ar trebui să mănânci mai mulți morcovi. Vederea ta e terminată. Ce mai e și asta? Pictura mea? Nu poți picta așa ceva în clasa mea. De ce? N-ați văzut niciodată o pictură cu două piscuri de munte? Bine, o chem pe mama ta. De ce? Ce s-a întâmplat? Știi foarte bine ce ai desenat. Da, două piscuri de munte. De ce? Ce vedeți? Asta e o... Și sunt două. Bogatul industriaș Richard Porter și-a părăsit văduva Dolores de 78 de ani și o mare fermă în Cucamonga. 78 de ani, să o sun repede. Da, aș dori numărul de telefon al lui Dolores Porter în Cucamonga. Scuzați-mă, domnule Besser, trebuie să dau un telefon. Revin și să nu dați altcuiva numărul ei. Bine, dar repede. Care e numărul tău? Nu știu, cred că e un 7 și un 5 și un 2 pe undeva. Hei, știți că nu prea mă pricep la numere. Nasta. Ce e asta? Proiectul artistic al lui Vinny. Foarte drăguț, îmi place. Cum adică vă place? Se numește Două Piscuri. Știi, cred că am fost acolo odată. Nu prea cred. Nu, îmi pare cunoscut. Știi, în tinerețea mea am petrecut un timp în Elveția. Și ați văzut munți roz? Ei, el este un artist. El nu vede lucrurile așa cum le vedem noi. Domnule Besser, mai lăsați-mă. Mă gândeam ca următorul desen să fie despre o patiserie. O să-l numesc Două Brioșe. Tu, afară! E uimitor cât talent are băiatul ăsta. Întotdeauna am crezut că e doar un... Știți ceva? Se pare că trebuie să vă spun direct. Ăștia nu sunt munți. De ce? Ce altceva vedeți? Păi, sunt
Nu sunt munți. Pot să fac curat acum? Nu acum. Domnule Sorley, spune-mi, ce vezi când te uiți la pictura asta? N-am văzut niciodată unii așa de mari. Vedeți? Da, păi el n-a fost niciodată în Elveția. Faci aici? Ești pedepsită! Fără televizor! Asta nu e o petrecere, asta e o pedeapsă! Și acum treci la lecții! Imediat! Le-am făcut! Atunci ai timp să-mi scrii o scrisoare cu scuze! De data asta fără să folosești cuvinte urâte! Mă duc să-mi fac temele! Încă o factură de la compania de cărți de credit? Ha! Compania de cărți de credit, nici nu am citit-o. Asta e pentru tine. Mă întreb de la cine o fi. Nancy Francis. Mamă, te rog, e ceva intim. În casa mea nimic nu e intim. Domnișoara o să deschize exact aici. Au, o invitație la ziua lui Nancy. Ce faci? Nu pot să merg, sunt pedepsită. O, da, așa e. Nu e mare lucru, chiar dacă e prima dată când cineva din noua mea școală mă invită undeva. Nici o scofoală. O să rămân cea mai ciudată, nesociabilă fată din clasă. Ei, aici ai dreptate. Poate ar trebui să te duci. Nu, no, nu prea cred. O, nu, domnișoară. Te duci la petrecere, chiar dacă îți place sau nu. Cum vrei tu. La mulți ani, Nancy Francis. Mulțumesc. Hai să mergem la magazin. Și ce mai inventăm data viitoare? Facturi, facturi. Factura pentru card, facturi. Invitație pentru tine. Oh, Penny Grant își serbează ziua. Nu vreau să merg. Nu începe iar. Te duci. Am nimerit. Ce zi minunată. Am primit un plover super. Îți mulțumesc frumos. Îți spun, Gloria, cât timp îmi trimiți singură invitații și tu o să primești cadouri. Cuvântul meu din vocabular este lingură. Nemaipomenit. Faci tu cumva și revii la linguri. Poezii, referate, proiecte la științe. Totul gravitează în jurul lingurilor. De aceea le-am ales ca hobby. Cuvântul lingură provine din cuvântul englezesc vechi lingora, care înseamnă bucată de lemn. Unul la mână, o ustensilă formată dintr-o mică adâncitură și de un mâner. Mulțumesc, Polly. Și doi la mână, un cuvânt romantic. Înseamnă a săruta. Timpul trece. Și încă un înțeles, o linguriță pentru pescuit. Gata. Și patru. Nu pot lucra în felul ăsta. Bine, copii, e timpul pentru... O secundă. Ce se întâmplă? Scuze pentru zgomotul ăsta, e gata. Bine. Doamne, nu-mi vine să cred. Domnule Besser, ce caută pictura aia aici? Înfrumusețează sala. A fost ideea lui Vini. A spus că dacă tot se află în clasa dumneavoastră, ar trebui să aveți plăcerea să arătați tuturor că modul dumneavoastră de predare l-a inspirat. E din ce în ce mai bine, nu-i așa? Altă invitație? Se pare că de câte ori te comporți frumos la școală, cineva din clasa ta are o aniversare. Foarte ciudat. Toată lumea s-a născut în aceeași perioadă? Părinții lor sunt prieteni. Îmi pare rău, Gloria. Gata cu cadourile. A început să se deștepte. Nu, sigur că mergem la film. Numai că trebuie să schimb placa. Sunteți invitată să participați la înmormântarea bunicii lui Sanjay Bakshi. Chiar trebuie să merg? Încăpățânat-o.
Micuța mea Melanie a devenit atât de populară. Abia aștept! O să fie super! Concursul de majorete! Bine! Mi-am pregătit programul o lună întreagă. Eu nu am reușit. Am fost prea ocupată cu voluntariatul la asilul de bătrâni. Mă întreb dacă pot folosi același slogan pe care l-am folosit și la concursul lor. Hai, domnule Goldsmith, alergați ca vântul! Jos cu proteza pentru șold, până la capăt! Mă străduiesc, mă pricep foarte bine la tumbe și e singura șansă pe care o am ca să ajung pe terenul de fotbal. Aștept să ajung majoret aici. La școala mea veche am fost, nu mi-a plăcut. Când cealaltă echipă a pierdut, mi-au tras un șut peste poartă. Oh, Sanjay, îmi pare rău pentru pierderea suferită. Sunt sigură că o să-i simți foarte tare lipsa. Fii tare! Zănate ca aia de învățătoare de la clasa a doua își pierde mintea pe zi ce trece. Hai să ne mai plimbăm prin biroul domnișoarei Graves. De-abia aștept să revăd pictura aia. Compania cărților de credit mă amenință? Mor de frică, tremur toată. Vreți să-mi luați videoul? Mare brânză, numai să încercați. Repede. Unde mi-e carnetul de cecuri? Mai sunt facturi oribile în cutia poștală? Nu, numai niște nimicuri și ceva legat de concursul de majorete. Gata, spectacolul s-a terminat. Plecați. Bun, cine mai vrea să fie pedepsit? Miroase groaznic. Bună, Melanie. Cum de nu mănânci cu prietenii tăi? O fată populară ca tine? Dacă nu mă înșel, numai ieri ai avut 3 invitații. Da, păi, câteodată vreau să fiu singură. Atunci profită, pentru că nu o să mai ai foarte mult timp după ce o să ajungi majoretă. Nu-mi fac probleme, o să fiu și eu acolo ca să te încurajez. Da? N-aș lipsi pentru nimic. O să fiu atât de mândră când fiica mea cea populară va fi aleasă pentru trupa de majorete. Când eram la școală îmi spuneau că picioarele mele nu se pot ridica foarte mult în aer. Ei bine, a venit vremea revanșei. Când o să ridici piciorul, fă-o pentru amândouă. Ne vedem la concurs. Frate, chiar i-am făcut-o domnișoare Graves. Câteodată mă surprind pe mine însumi. Zilnic trebuie să treacă pe lângă pictura mea când se duce în clasă. Nu te pui cu vinii, Nasta. Ei, doamnă și domnule Nasta, ce părere aveți despre pictura fiului dumneavoastră? Ăsta e băiatul meu. Ei bine, băiatul meu nu va scăpa așa ușor. Ei, ce-i cu tine? Unde-ți vin ideile astea? La vara să te duci într-o tabără informatică. Nu-ți vei mai petrece timpul cu verii tăi. Mamă, nu, te rog. Erau doar 2 munți. Serios. Chipa, învige. O să vă batem. Păceți-i praf pe ceilalți. Păceți-i praf. Vaduțca, vaduțca, ne, 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 toată lumea! Tipico, tipico, gacigi, gacigi! Avem avântul, avem tăria, o să învingem! Iep, iep, iep! Bumalaca, bumalaca, rah, rah, rah! Avem avântul, avem tăria, o să... Ce-a mai spus ea pe acolo? Iep, iep, iep! Bum alacă, bum alacă, sis, bum rac. Bum alacă, bum alacă, rac, rac, rac. Ce mai așteptăm? O să anunțe cine formează trupa de majorete. A, da, o să fiu prima pe listă. Iar prima pe listă este Melanie Belinco. E minunat!
o să fii și mai populară. Sunt atât de fericită. Ce e cu ei? Să ne bun cu toți? De fapt, nu ai fost chiar atât de bună. A trebuit să trag niște sfori. Înțelegi tu? Ce ai făcut? Acum trebuie să fiu majoretă? Fată norocoasă și populară. Dar... Nu mai sunt pedepsită? Nu mai ești. Acum în fiecare zi o să te duci la antrenamentele pentru majorete. Vezi câte lucruri deosebite ți se întâmplă când stai cu mama. Am o influență bună asupra ta. Și o să fie și mai bine.